Succesele pe bandă rulantă ale romanvodiștilor nu mai reprezintă nicio surpriză pentru nimeni. În săptămâna altfel, 12 elevi de gimnaziu de la Colegiul Național Romanvodă au participat la un concurs de cultură generală de limba germană, aducând acasă un premiu întâi, un premiu al doilea și un premiu al treilea. La începutul săptămânii acestea, în săptămâna altfel, pe 18 și 19 aprilie, am fost la Iași, la concursul Landeskundeda, un concurs de cultură generală despre țările germanice, Austria, Elveția și, bineînțeles, Germania, dar și un concurs în care ne-au fost testate și cunoștințele de limbă germană, concurs de la care ne-am întors cu premii, neașteptat pentru mine. Ce premii ați luat? Am luat la clasa a 7-a premiul întâi, iar la clasa a 6-a am luat premiul al 2-lea și premiul al 3-lea. De ce spuneți că este un neașteptat? Neașteptat pentru mine, fiindcă fiind primul an de învățământ, nu mă așteptam să fie atât de multe rezultate bune. Copiii sunt foarte buni, dar și pentru că am concurat cu licee mari din zona Moldovei, fiind un concurs interjudețean, au fost licee de la Bacău, Ferdinand de la Bacău, Negruții de la Iași, Liceul de Informatică și Hogașul de la Piatra Neamț, dar și școli din Botoșani, orașe mari cu o dezvoltare mult mai mare decât Romanul. De asta zic că au fost rezultate neașteptate, iar copiii mi-au făcut o mare bucurie. Elevii sunt încântați de participarea la un asemenea concurs care i-a pus în fața concurenței cu alți colegi din școli prestigioase ale regiunii de Nord-Est. Acest concurs a însemnat pentru mine un început, pentru că din clasa a 5-a am început să studiez limba germană și anul acesta a fost primul an în care am decis să particip la un concurs îndrumat de doamna profesoară și pot să spun că după ce am luat acest loc aș mai participa și la alte concursuri. Sunt elevă în clasa 6-a B și acesta este al doilea meu an de studiu de limba germană. Este primul concurs la care am participat. Sunt foarte bucuros pentru premiul obținut și sper ca în viitor să mai particip la alte concursuri. Concursul a testat nu doar cunoștințele lingvistice ale elevilor, ci și ceea ce aceștia și-au însușit ca și cultură generală despre țările germanice, Germania, Austria și Elveția. La acest concurs de cultură generală au participat 17 echipaje, a câte 4 elevi din 7 școli de prestigiu ale regiunii de Nord-Est.